Citește și crește! Cărțile de joc cu zâne. Cărțile de joc cu zâne erau preferatele lui Fulgușor, Fetița Fluture. Cărțile erau în număr de 16 și pe fiecare dintre ele apărea câte o zână, una mai frumoasă decât alta. Erau 8 zâne de culori diferite și fiecare carte avea o dublură. Fetele, Săltăreața, Lili, Adiere, Buburuză și Fulgușor au jucat de multe ori un joc de memorie cu aceste cărți cu zâne. Într-o zi, Wendel, băiatul rădașcă, s-a gândit să le facă o farsă urâtă. Ce-ar fi să mă zgâlesc cărțile? S-a gândit el, dar nu îndrăzni să o facă el însuși. Așa că îl convinse pe Baltazar să o facă el. Baltazar, ce zici? Ce glumă bună ar fi să mă zgâlim cărțile de joc a lui Fulgușor? Băiatul albină chicoti răutăcios și când Fulgușor nu era atentă, începu să deseneze peste imagini cu o careocă verde. Le desenă zânilor mustață, cornițe, trident și coadă. După masă, când Fetița Fluture își văzu cărțile de joc preferate, a stricat îngrozită. Ce s-a întâmplat cu cărțile mele? Micii prieteni, alarmați de strigătele ei, au sosit de îndată speriați. Fulgușor a început să plângă amarnic. Vai, ce nenorocire! Cine a putut să facă una ca asta? A întrebat nedumerită Buburuză. Micii prieteni au stat tăcuți în jurul lui Fulgușor și nu i-a răspuns nimeni Buburuzei. Eu știu cine-i făptașul, doar Baltazar are careoca verde, a strigat nervoasa Adiere. Se mai văd petele vezi pe mâinile tale, îi spuse albinei. Baltazar, tu ai fost? A întrebat Bobiță furios. Păi, nu a fost chiar așa, a început să se scuze Baltazar. Și cum a fost atunci? A întrebat Buburuză. Wendel e de vină, a fost ideea lui, s-a apărat Baltazar. Dar nu eu am zgâlit cărțile de joc, ripostă Wendel. E de vină și cel care a avut ideea și cel care a înfăptuit-o, a spus Veverița Rego cu severitate. Sunteți amândoi de vină. Băieți, să știți că a fost o glumă foarte proastă, ca și când v-am sparge noi mingea de fotbal, a adăugat Adiere. Și voi ați fi foarte triști în cazul în care am fi procedat așa. Aveți dreptate, a recunoscut Wendel. Uite, Fulgușor, luăm cărțile de joc cu noi și vom încerca să ștergem zgâlelele. Bine? Bine, a suspinat Fetița Fluture. Wendel și Baltazar au pornit spre casă și s-au apucat de îndată să șteargă mâzgâlelile. Dar cu cât se străduiau mai mult, cu atât rezultatul era mai rău. Radiera a subțiat cărțile de joc, iar în unele locuri le-a și găurit. Cei doi au alergat disperați la Bobiță. Bobiță, ajută-ne! Nu reușim să curățăm cărțile de joc cu zâne! Uite, unele s-au și găurit de la atâta șters cu radiera! S-a văitat Baltazar. Desigur, careoca nu iese cu radiera, a spus Bobiță necăjit. Haideți să-i cerem sfatul Buburuzei. Buburuză, ajută-ne! Nu știm cum să curățăm cărțile de joc, s-a plâns Wendel. Nu vă ajut, s-a repezit la ei Buburuză. A fost idee voastră, voi să reparați greșeala.
nu o fi nedreaptă. Mai bine, dă-ne o mână de ajutor, pentru că Wendel și Baltazar vor să repare lucrurile, a spus Bobiță împăciuitor. Bine, haideți înăuntru, a spus Buburuză și cei trei băieți s-au așezat la masă. I-au arătat mâhniți mămăruței cărțile de joc. Acestea nu se mai pot repara, a spus Buburuză. Băieții s-au întristat. Trebuie să găsim o altă soluție. Știu deja! Vom confecționa alte cărți de joc. Băieții însuflețiți abia așteptau să se apuce de treabă. Buburuză a pus pe masă foi albe și carioci. Băieții au decupat foile, iar Buburuză a încercat să copieze zâinele de pe cărțile vechi. Baltazar și Wendel au colorat apoi cu grijă desenele. Toate cele 8 zâine au fost gata și, bineînțeles, câte 2 din fiecare. Suntem gata, a spus Bobiță mulțumit. Buburuză, tu desenezi foarte frumos, a spus Baltazar cu admirație. Fetița mămăruță a roșit și i-a mânat noul pachet de cărți. Poftim, dați-le lui Fulgușor și cereți-vă scuze! Cei doi băieți au alergat spre casa fetiței Fluture și au început să strige bucuroși. Fulgușor, uite, am confecționat pentru tine un nou pachet de cărți de joc cu zâine! Buburuză le-a desenat, iar noi le-am colorat! Fulgușor, suspinând, le-a deschis ușa curioasă. Nu te supăra pe noi, Fulgușor, au spus deodată băieții. Fulgușor s-a uitat la cărți și a început să zâmbească. Sunt foarte frumoase, vă mulțumesc, a invitat băieții în căsuță. În curând au sosit și Bobiță, Buburuză și Adiere. S-au jucat cu noile cărți până seara târziu. Supărarea a făcut loc voii bune. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe cărți interesante. Citește și crește alături de noi!